rog mâinile. Bună ziua. Bună ziua, domnule Dumitrașcu. Bună ziua, tovarășe Ceacanica. Cum stăm? Stăm bine. Echipele caută în zonă, avem de la părinții fetei o fotografie a victimei. Am împărțit-o la oameni. Se lucrează. Segmentele au fost descoperite în jurul Pieței Romane. Dar dacă criminalul avea mașină, putea să o omoare oriunde. Tovarășe procuror Miller, dacă avea mașină, atunci o ducea în afară orașului. N-ar mai fi trebuit să o taie în bucăți ca să scape de cadavru. S-a întâmplat clar în zona Pieța Romană. A trecut aproape o săptămână. Nu știm nimic, dar avem certitudini. Am pus să se verifice psihopații din evidență. Iar începe cu listele alea. S-a stabilit ca primă prioritate cercul de cunoscuți. S-a stabilit, nu mă învățați pe mine ce trebuie să fac. Nu mă interesează cum faci și ce faci. Eu vreau rezultate și repede, e clar?